Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. În ultimul timp, după cum v-am mai spus, am dezvoltat o obsesie către latura Middle Eastern sau așa zisele parfumuri arăbești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal este total gratuită, like-urile sunt total gratuite, comentariile de asemenea sunt total gratuite, inclusiv distribuirea videoclipurilor mele. Da? Dacă aveți prieteni, prietene, pasionate de, pasionați sau pasionate de parfumuri și parfumerie, puteți distribui videoclipul meu ca să vadă și ei cum mă bâlbâi eu aici. <laughs> În altă ordine de idei, sunt foarte fericită și țin să vă zic tuturor să rumâna din suflet, din suflet, pentru faptul că am ajuns la 1000 de urmăritori, sinceră să fiu, sunt un pic emoționată când vorbesc despre acest lucru Deoarece am început acest canal de YouTube total la iurea, total din întâmplare și nu aș fi crezut vreodată că în 9 luni voi ajunge la 1000 de urmăritori încă o dată, asta se datorează strict vouă, strict susținerii de care ați dat dovadă și faptul că ați fost mereu aici alături de mine. Inclusiv în fazele în care eu îmi fluștur părul dintr-o parte în alta sau inclusiv în fazele în care mă bălbâi sau mai stâlcesc cuvinte. În altă ordine de idei, nu am uitat, în momentul în care vom ajunge la 1010 urmăritori, voi organiza primul meu giveaway de pe YouTube, constând în uh, 4 parfumuri full size, bineînțeles sigilate, bineînțeles tot ce trebuie. Uh, dacă sunteți domni, v-am mai spus și în alte videoclipuri, două dintre ele sunt total, total unisex. Oricum, Parfumeria nu are vârstă, nu are sex, fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cum vrea și mai ales cât vrea. Bun, după acest intro de 3 minute, că de ce nu, astăzi, după cum ați observat deja și din titlu, avem un nou unboxing de scutiere sau despachetare sau oricum n-am înțeles. Eu fac parte din categoria celora care Uh, nu au prins-o, dar nu înțeleg faza cu dezboxarea, descutierea și așa mai departe. Dacă voi știți, lămuriți-mă și pe mine în secțiunea comentarii. Am un colet de pe Fragrances Dubai, da? cum ne scriu și ei aici pe cutie, achiziționat, bineînțeles, din bănuții mei, colet în care avem patru miniaturi la tafa știți variantele acelea de 20 de mililitri. Eu până acum am Affection Love, care a fost cu dezamăgire, hai să zic nu hate, că nu l urăsc până la urma urmei, dar a fost cu dezamăgire și am Vintage Radio, care imediat a venit și în sticla full size. Deci, clar, ador Vintage Radio, pur și simplu l-aș V-am lăsat, o să vă las de fapt pe undeva pe aici, videoclipul în care um, am făcut recenzia pentru Radio Vintage, Radio Vintage, Vintage Radio, whatever, cum ar spune românul, și variante de layering. Dar să trecem la operație, cum îmi place mie să spun. Este prima comandă plasată pe acest site nu am comandat înainte nimic de la ei și nu-mi place ceea ce văd și vă arăt imediat de ce. Parfumurile au venit așa, da? Nu tu protecție, am reușit. Nu tu protecție, nu tu nimic, da? Nu avem nici măcar o, un centimetru de folie, nu avem nici scârți, cum spun eu, nu avem absolut nimic. Bun. Norocul meu cu ghilimelele de rigoare este faptul că aceste miniaturi vin, în, vin într-o cutie destul, destul de rigidă, da? Hai să iau una dintre ele. Este foarte tare, dar nu știu cum sunt parfumurile de pe acest site, cele în care vin în cutii de carton. Dar în fine, Trecem peste partea cu cum au ajuns parfumurile. Și cu ce să încep? Hai să încep cu acesta. Că mi se pare mai ușurel. După note, că oricum, în baza notelor au fost alese. Și vorbim aici despre briz. Briz vine așa. Și Da. Bun. Am început cu stângul videoclipul, dar vedem cum terminăm. Nu v-am spus. Am zis că facem cu sote de, da? Fiecare să spună ce, adică voi la rândul vostru să-mi lăsați în secțiunea comentarii ce purtați în ziua în care veți vedea acest videoclip. Eu acum când filmez este miercuri, voi face tot posibilul ca voi să-l vedeți tot astăzi. Și am un decant de la draga mea Alexandra. Acum țineți-vă bine că e treaba cu limba franceză. Le de biscuit. Da? Așa vine el, decanțelul. Iar pe lungimea părului mi-am aplicat de la B London stil a princess. Bineînțeles, Dubai Collection, bun, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum sau ce combinație purtați voi astăzi și revenim la Breeze. Hai, mai fac vreo boacănă? Nu mai fac de data asta, sper, da? Așa este sticluța. Toate sticluțele um, acestei game de 20 de mililitri sunt identice. Hai că până mă obișnuiesc eu cu ring light se termină videoclipul. Diferă doar uh, cutiuța în care vin ele, bineînțeles, și, logic, numele lor. Notele pentru briz. În vârf avem bergamotă și cardamom. Da, cardamom. Când am văzut cardamom, m-am activat în mijloc lăcrămioare și tămâie, iar în bază mosc, lemn de santal și lemn de cedru. Și pentru că avem decât patru parfumuri, le voi pulveriza direct pe piele ca să vedem la final cum evoluează sau nu evoluează parfumul. Am dat trei. are un 5% din deschiderea lui <coughs> Maschis Great de la Zimaia, dar foarte, foarte vag. Mă repet, strict un 5%. Uh, și mă refer aici la deschiderea aceea ușor ascuțită pentru mulți dintre voi, cei care ați testat sau aveți sau ați avut maschis great. Se continuă cu niște flori cremoase, aș putea spune, dar um, are totuși o atingere, un subton de ceva verde. Nu știu să descriu mai bine de atât. Simt ca și cum ar fi o atingere ierboasă, da? Ceva de genul: cardamomul mi-ar fi plăcut să-l simt o idee mai mult. Um, ei listează în vârf alături de bergamotă, ori bergamota este o idee mai puternică, ori cardamomul din briz este mai degrabă acea pulbere de cardamom. Nu știu dacă sunteți sau cât sunteți de obișnuiți sau iubitori, amatori de bucătărie Middle Eastern, cardamomul în sine, da, nepisat, nepisat am spus, da, are un izoide mai puternic, pentru mine cel puțin, pe când cardamomul acela pulbere are uh, izul ușor mai diluat. Nu este atât de puternic, nu este izul acela condimentat in your face, cum se spune. simt oarecum și o vanilie pudrată. însă nu pot spune că este um, dulcele acela uh, vanilic copleșitor, da? Este din nou ceva pudrat, nu este oricum ca aromă în sine, cel puțin pentru o primă impresie, nu este genul acela de parfum in your face. Mai degrabă este un parfum din nou, mă repet, pentru prima impresie, <coughs> mai degrabă este acel parfum depurtat uh, la birou, sigur nu va deranja pe nimeni. Genul acela de parfum, <coughs> îmi cer scuze, nu știu ce am, da, nu știu. <coughs> ok. Genul acela de parfum de purtat de zi cu zi, da? Easy rich. Nu trebuie, eu știu, nu știu ce eveniment sau nu știu ce ținută accesorizată sau glem sau așa mai departe, nu. Îl percep ca pe un parfum total unisex, poate fi purtat cu ușurință și de către un domn. Este genul acela de parfum pentru haine albe, mai degrabă cred că l-aș purta vara. De ce spun asta eu, ca să vă faceți o idee, v-am mai spus și în alte videoclipuri nu sunt neapărat acel uh, fan pentru parfumurile uh, curățele sau, da, în general întind mâna către ele în sezonul cald, dar nici atunci mereu, da, nu prea este zona mea de parfum, ca să mă exprim așa. Însă, acest briz a fost ales fix datorită notei de cardamom din uh, vârf și tămâiei din mijloc, da, am zis să văd cum, cum de la nas combinația aceasta. Nu aș putea spune că resimt similitudini cu un alt parfum, din ce am testat, sau din ceea ce dețin până în momentul de față. Se transformă în ceva. Să nu rădeți, dar așa îl percep. E ceva ce mă duce cu gândul la acele bezele pufoase și dulci, dar peste care pur și simplu razi o coajă de săpun. Da? Are acel iz săpunos, iz cu care eu una personal nu sunt într-o relație de dragoste, nici măcar de prietenie. Însă, parcă treaba cu bezelele acelea pufoase îl îl domolește. La o primă impresie, dacă ar fi să-i dau o notă, ținând cont strict de preferințele mele, ar fi un 6 din 10. Îl mai lăsăm puțin, vedem cum evoluează, revenim la el și continuăm cu ajua. Ajua, bineînțeles, tot în aceeași variantă de 20 de ml. Bineînțeles, din câte observ, tot cu aceeași folie ambițioasă, cum îi spun eu. Da? Și... Agioa se prezintă așa. Exact cum Ce culoare! Exact cum v-am spus, aceeași sticluță, același format, doar că de data asta față de briz avem o nuanță mult mai interesantă. Bun. Notele pentru agioa. În vârf avem curmale, elemi, lămâie și pergamotă. În mijloc avem lemn dulce și smirnă, iar în bază benzoină și, uh, benzoină și tămâie. Bun. Să pun eu asta aici și să vedem ce ne spune Agioa. Hai, dacă am început cu trei pufuri, să continui cu trei pufuri. Uhu! Bun! O deschidere extrem de puternică. Bine, este și primul, primele, sunt și primele pulverizări dintr-un parfum. Curmale, Elemi. Elemii e um, rășina aceea ce poate da diferit pe pielea fiecăruia dintre noi, da? Um, elemii în anumite parfumuri, elemii din anumite parfumuri, de exemplu, pe mami și pe soțul meu, lasă o atingere verde, iar pe mine lasă o atingere dulceagă, afumată, da? Treaba asta cu elemii. Nu știu, elemi este una din acele note care dacă o conține un parfum eu nu recomand blind buy acel parfum. Dar da. Curmale, multe, multe, multe curmale, lămâie și elemi la prima impresie, la primul nas. Acum apare apare acel iz de miere și nu știu de unde, că nu este listat, însă din ce am mai observat eu când testez sau când port anumite parfumuri, treaba aceasta cu urmalele pot da acel acord mieros, da? Posibil resimt izul acesta de miere Datorită curmalelor de aici, pentru că uh, curmalele sunt vedeta acestui parfum. Nu este mierea aceea, cum să vă zic eu, nu este mierea aceea animalică din uh, When Soul Gets High de la Emir Periscorner. Dacă aveți acel parfum, știți că acela are o miere ce nu toată lumea o poate duce. Ei bine, mierea din ajua este o idee mai domolită. Însă din nou, nu știu câte persoane se pot acomoda cu această explozie de curmale, da? Și uh, hamra, de la latafa are curmale, însă este o diferență între curmalele din ajua și curmalele din hamra. Deoarece, nu știu, o să caut o poză și o să vă inserez undeva pe aici. Pur și simplu, aroma acestor curmale mă duce cu gândul. Sunt acele chestii uh, rotunde, da? Cu pur și simplu curmale uscate, da? Din nou, vă spun, o să vă las pe undeva pe aici inserată o poză. Pur și simplu am impresia că desigilez acel pachet și mă izbește izul acela de curmale. Însă, nu este exagerat de dulce, și asta o spun eu ca iubitoare de parfumuri dulci, deci nu luați motamo, da? pentru dumneavoastră s-ar putea să fie o idee prea mult, de aceea, ca de obicei, ajungem la același subiect. Nu cumpărați parfumul full size blind, decât dacă, de fapt, bine, deja nu mai e blind. Vreau să spun decât, le, decât dacă le-ați testat în prealabil înainte. Nu cumpărați blind, acolo unde aveți um, posibilitatea de a achiziționa variante mini, cum am achiziționat eu acum, da de 20 de ml, sau mostre, cumpărați mostre, da? sau veniți pe Frag Family, <grafii> grupul meu cu și despre parfumuri unde uh, oamenii frumoși de acolo fac și decanturi, uh, facem și splituri, facem și schimburi, mai și vindem, facem de toate acolo, da? Vă aștept cu mare drag dacă nu v-ați înscris până acum. Ca de obicei, link în bara de descriere pentru fiecare din parfumuri, plus uh, grupul de Facebook Frag Family, plus conturile mele uh, Instagram și TikTok. Revenind la Agioa, dacă Briz este um, acel parfum easy rich, ușor de purtat, de zi cu zi, chiar și la birou, în orice sezon, Ajua, de exemplu, e una personal, cât de iubitoare sunt de parfumuri opulente, nu prea și îndrăzni să-l port pe vreme caldă. Da? Deci ar fi prea mult. Resimt și ceva scorțișoară, dar nu știu de unde, pentru că observ că nu este listată. Lemnul dulce de aici, din nou. În momentul de față, cel puțin, aceste trei note le resimt din plin. Și anume curmale, lemn dulce și scorțișoară. Nu știu de unde capătă această tentă. Din nou, agioa nu-l pot asemăna cu absolut nimic decât ar fi un 10% ceva din hamra uh, și vorbim de prima variantă, da, nu hamra kawa. Are un 10% din hamra. Însă aici din nou, curmalele sunt mult mai in your face, mult mai uh, proeminente. Dar da, um, nu v-am spus, este, în opinia mea, o aromă total, total unisex. Bun, trecem la următorul. Hai să te iau pe tine. Um, ca de obicei, mai vorbim, mai râdem, mai glumim și uh, revin la fiecare dintre ele, da? Următorul, țineți-vă bine, iar trebuie să vorbesc în franceză, la colecțion de antichite 1505, da? Așa este. Sau ceasul. Ceasul de la Latafa. Așa bine fix ca celelalte. Și fix ca la celelalte nu mai stau să mă chinui cu folia. Mai sunt extrem, extrem de curioasă. Cu toate că am înțeles că ar fi oarecum văr cu gri și arnel de nu mai știu cum se numea, mașinuța de la Latafa, da? Și acesta îl pândesc în varianta de 20 de mililitri, pentru că, da, mi se pare mult mai ok treaba aceasta. Briz și ajua au fost fiecare 30 de lei, iar acesta și următorul a fost la 35 sau 36 de lei pe undeva pe acolo. Oricum, din nou, mă repet, veți avea link în bara de descrieri. Bun. Notele acestui parfum, din păcate, nu le-am găsit pe site-ul celor de la Fragrances Dubai, că nu mai țineam minte numele, și le-am luat de pe site-ul parfumo.com. Și avem așa, în vârf, cireș negru și șofran, în mijloc, amiris, tămâie și osmantus, în bază, balsam, nu știu de care, Cipriol, lemn de guayac și stirax. Bun. Și să vedem ce ne spune nouă ceasul de la Latafa. Hai să te dau aici. Bun. O da. O da. Ăsta da. Deci ăsta da din prima. Bun. Cireșe negre, o explozie de cireșe negre, da? E full de cireșe de la primul puf Acesta cred că o să mai uh, vină în viața mea Deci din start, de la prima impresie, de la primul nas, de la primul puf, de la tot ce vreți voi uh, Mai am nevoie de câteva mini-uri din acestea Foarte, foarte fain Genul acela de uh, cireașă neagră carnoasă, zemoasă, suculentă, delicioasă, dulce, dar nu dulcele acela copleșitor, da? Are și ceva um, răcoritor în ea. Parcă parcă mă duce vag cu gândul. Um, este la Udara London Dubai Collection. Uleiul acela inspirat din uh, Tom Ford Sherry Smoke, dacă zic eu bine. O să vă las aici imagine, și cu uleiul, și aici cu parfumul original de la Tom Ford. Parcă are ceva apucături ale acelui parfum. Bun. Devine o idee mai dark, um, mai senzual, mai profund. Cireașa este și ea, dar rămâne vag undeva în fundal. Ha, tămâie. Genul acela de tămâie, cum să spun eu, nu o percep a fi aroma uh, tămâiei aprinse. Nu știu cât sens are ceea ce spun acum. Știu că avea uh, bunica mea cutiuța aceea cu tămâie, dar uh, era tămăie aceea în faza sa pură, ca să mă exprim așa, înainte de a o pune pe cărbune, da? înainte de a-i da foc. Genul acela, izul acela de tămâie îl resimt aici, da? deci nu tămâie aprinsă. Am ajuns ușor și la cipriol, și momentul de față trece din faza de Tom Ford The Cherry Smoke, trece către oarecum un Cahila Lax de la Paris Corner, dar fără nota aceea de ciocolată. Eu un Cahila uh, Lux, vă las aici poză dacă nu știți, căluțul negru de pe Dubai Collection, eu resimt și ceva ciocolată. Uh, Ceasul, ca să nu mai spun Dita mai numele, ceasul de la Latafa trece în zona lui, însă fără nota de ciocolată, da? Posibil cipriolul de aici combinat cu uh, cireașa neagră, deoarece și Cahila uh, Lax are, uh, știu sigur, și acea cireașă vișină și acel cipriol, da? Pur și simplu, acum mă duce în zona aceea. Nu este acel parfum de zi cu zi, clar. Nu este acel parfum, din nou, dacă nu sunteți în zona parfumurilor bold, puternice și in your face, este acel parfum de ocazii speciale și, clar, pentru multă lume de vreme rece. Însă, în opinia mea, este totalmente unisex, este extrem de senzual, extrem de. oarecum elegant gotic, da? undeva între aceste două zone. Nu este nici dulcele acela copleșitor, însă nu este nici genul acela de aromă bisericoasă, aromă de biserică, da? Chiar dacă uh, ei listează tămâie, balsam, habar n-am ce fel de balsamie. Nu vreau să scot perluțe pe gură și așa m-am cam la începutul videoclipului, dar nu știu dacă mă duce neapărat în zona de balsam de tolu mai degrabă sau mă derutează treaba aceea cu cipriolul. Însă, una peste alta, categoric 10 din 10 de la primul nas, categoric voi mai achiziționa câteva miniaturi, chiar dacă acum parcă mă duce într-un cahila lax ușor mai tămâios, dacă are sens. Dar foarte, foarte fain ceasul. Da? Oricum o să caut să vă inserez pe aici și sticluțele în varianta lor full size. Următorul care l-am achiziționat și de fapt ultimul este, din nou, este franceza de mine, la colecțion de antichite 1910. da? Motorul 1910 pe sistemul Dacia 1310. L-am luat și pe el. Și ar fi foarte fain dacă site-urile, la modul general, ar aduce întreaga colecție la tafa în aceste variante de 20 de mililitri. Da? Aici avem motorul 1910, aceasta este sticluța. Bun, și notele sunt Davana, măr și trandafir în vârf, în mijloc lemn de cedru și osmantus, iar în bază boabe tonca, paciulii și vanilie. Să-l vedem și pe acest uh, micuț. De asta chiar sunt foarte, foarte curioasă. Trei. Te izbește pur și simplu un măr roșu în deschidere. înclină ușor masculin, pentru, adică pentru multe dintre doamne s-ar putea la un prim nas să încline masculin. Davana, parcă Davana e un pic peste roizi în acest parfum, da? În momentul de față a dispărut izul acela proeminent de măr roșu, și rămân la acea davana verde. Genul de aromă, fiind de tot floral, fructat, dar foarte, foarte lemnos, da? Are ceva accente lemnoase. Din nou, nu este genul acela de parfum ușor de plăcut cum este briz sau ușor de purtat, deoarece în acesta, nu știu de ce. Resimt uh, slabe similitudini cu Carlisle, dacă zic eu bine, de la Fragrance World. O să vă inserez pe undeva pe aici o poză. Îl am și pe acela full size, și îmi dă așa. îmi dă niște uh, sârme, da, către acel parfum. Nu e genul de parfum care să mă dea pe spate la primul nas, după cum se vede, da. Deci, până acum preferatul meu este categoric ceasul. Acela a fost dragoste de la primul nas. Ori n-am pufăit eu bine, ori acesta este o idee mai slab decât celelalte. Dar ne lămurim imediat. Da, deci din start ai acel măr roșu și multă, multă davana, dar foarte multă davana. Da. Ce mă surprinde în mod plăcut, ca o mică paranteză, Că faptul că de data aceasta, la tafa, chiar de la primul puf, a reușit să elimine izul acela de alcool. Da? Deci, de la primul puf, nu resimt alcoolul acela specific anumitor parfumuri. Da. Deci, e o treabă cu motorul de la Latafa din nou, ajung la faza cu achiziționați mostre sau achiziționați variantele mini. Deoarece în acest parfum ori este ceva la care eu sunt anosmică și mă mai uit dată la note, dar da uh, davana, măr, trandafir, lemn de cedru, osmantus, boabeton, beton, vanilie. Normal nu am nicio notă, dar am câteva note la care eu știu că sunt anosmică, însă Posibil acesta este o idee mai slăbuț sau acesta are nevoie de ceva timp, deoarece la un prim nas, inclusiv briz, mi se pare o idee mai puternic decât acest motor de la Latafa. Dar da, pe măsură ce se dezvoltă, mă duce în zona aceea, mă duce în zona lui Carlis de la Fragrance World, însă mai resimt ceva mai este un parfum, ceva designer, ceva bărbătesc, însă nu-mi vine numele acum în cap. Însă genul acela de parfum de clubbing, bărbătesc, dulce, oarecum old school și când spun old school nu vă gândiți la ceva vintage. 1 milion de la Paco Bane, pe undeva pe acolo. Da, s-ar putea să spun prostii. Oricum, voi reveni ca de obicei și în alte videoclipuri cu ele, însă nu știu de ce. Am impresia că acest motor 1910 de la Latafa este de fapt ca și cum ai face layering între 1 uh, million de la Paco Rabanne și cred că de asta sunt atât de dezamăgită pentru că eu, cu scuzele de rigoare domnilor, detest acel parfum. Da? Deci îl detest. Eu personal nu. Uh, port parfumuri bărbătești, îmi plac, da? deci pur bărbătești, nu unisex, însă nu 1 million de la Paco Rabanne Este ca și cum ai face layering cu... 70% One Million de la Paco Rabanne și doar 30% Fragrance World Carlize. Da? Cam asta este motorul. Deci nu știu de ce motorul chiar mă gândeam că o să fie ceva wow, dar Da, acum pe măsură ce s-a așezat înclină foarte mult către latura masculină. Dacă sunteți domni și dacă sunteți iubitori ai lui One Million de la Paco Rabanne sau genul acela de parfumuri dulci de clubbing, motorașul de la Latafa cu siguranță va fi un safe blind buy pentru dumneavoastră. Pentru doamne, din nou, dacă vă place parfumul soțului sau al iubitului sau al fratelui sau al tatălui, și acela fiind One milion de la Paco Rabanne, s-ar Rabane, s-ar putea să vă înțelegeți cu acest parfum. Personal, din păcate nu este pe alea mea. Deci clar motorul nu. Acum, cu scuzele de rigoare, după atâtea bâlbe, că nu știu ce, ce am avut astăzi, spăl puțin nasul și le luăm din nou la rând pe toate. Bun. Deci mi-a rămas în nas izul acela de, de, la Paco Rabanne. Ca, na. Eu sunt genul mai ciudățel atunci când nu îmi place un parfum și îl simt undeva, pur și simplu am impresia că îmi rămâne în nas acel iz. Da? Deci cred că am ceva. Bun. Revenind la Breeze, Bun, Briz acum a devenit mult mai săpunos și chiar mă gândeam în baza notelor și găsisem și un preț bun, nu mai știu pe ce site, văzusem sticla full size la 134 de lei, zic wow, hai să-l iau, mai bine că n-am făcut-o pentru că Briz este acel, uh, o citesc pe doamna Grațiela, să rumâna, vă pup Doamna grațiela, exact cum a spus Dânsa, așa în momentul de față jur așa, așa resimt briz. Este pur și simplu acel să pun luxos. Dar izul de săpun este foarte acolo, este foarte prezent. Un săpun și nu mergeți către, că știu că este un iz mult iubit de multe dintre voi. Nu mergeți în zona. De săpun dav, da? nu este izul acela cremos și nu atât de deranjant de săpun dav, nu, este acel săpunel cu flori albe, da, lăcrămioară uh, și ceva verde Nu știu cât de, oricum ziua de astăzi, astrele nu au fost de acord cu mine să filmez, dar eu m-am ambiționat în fine, așa las, nu tai nimic. Măcar să râdeți și voi. Dar da, Briz cu siguranță. Scuze. Eu am o problemă cu izul săpunos. Nu-mi place izul săpunos într-un parfum, așa cum nu-mi place Neroli într-un parfum. Briz cu siguranță va rămâne la această variantă de 20 de mililitri nu va intra sticla full size în viața mea, însă dacă sunteți iubitori sau iubitoare, pentru că în continuare îmi pare acea aromă total unisex, dacă sunteți iubitori de, um, cum se spune, treaba aceea, categoria aceea clean estetic, da, de parfumuri, cu siguranță, dacă achiziționați o miniatură de briz 30 de lei, 20 de mililitri, nu aveți ce să pierdeți. Oricum, și eu le, vom, le voi da un pic de timp pentru macerare și vedem ce, dacă vor fi ceva schimbări considerabile. Trecem la ajua. Uf! Nu-mi place! <gânt> Da? deci trebuie să o spun, nu-mi place. Simt foarte, foarte multe curmale în momentul de față, dar nu mai sunt, nu mai este felia aceea de curmală. Curmală, curmală. Este ca și cum bucata aceea o rupi pe din două și pur și simplu um, miroși, da? Miezul acela de curmale, mai mult de atât creierul meu nu poate da, asta simt în momentul de față. Multe curmale. Și cred că este unde am eu notele. Ori benzoina, tămâia categoric, nu e acoperită, astupată, tot ce vreți voi de curmale. Cred că benzoina, adică gândiți-vă la un lucru ca să înțelegeți de ce mă tot strâmb eu aici pur și simplu uh, izul acela dulce copleșitor de curmală, da? căruia îi adăugați benzoină. Ați văzut benzoina în multe parfumuri, îi dau o tentă nu prea prietenoasă cu toată lumea, da? Cam asta este agioa. Cu toate astea, chiar dacă mie personal nu-mi place, Trebuie să subliniez faptul că izul acela de curmale îmi pare extrem de natural redat. Din nou, după cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, nu vin către voi să vă spun vai, la tafa uh, are în acest ajoap ingrediente naturale. Habar n-am ce e aici, da? Deci, habar n-am ce e aici. Însă, Um, resimt acele curmale extrem extrem de realist redate Dar clar, clar, agioa nu e pentru mine Deci nu e pentru mine Dacă sunteți iubitori um, ai notei de curmale Sau dacă aveți anumite parfumuri cărora vreți să le dați o atingere Pentru că da și cred că așa îl voi folosi pentru că altă variantă ca parfum de sine stătător nu mă văd să folosesc acest Agioa. Însă cred că aș putea încerca câteva variante de layering cu el. Revenim la 1505 sau ceasul. E, acum da, ăsta da parfum, sincer. Deci din, tot ce, din toate cele patru, clar, 1505 sau ceasul este categoric 10 din 10. Știu că am văzut acest parfum în varianta full size la 349 de lei, undeva pe acolo. În condițiile în care eu pe 20 de mililitri am dat 36 de lei. Deci să zicem că eventual îmi voi achiziționa încă două miniuri. Însă sticla full size la acest preț categoric nu. Nu, dar uh, varianta mini 20 de ml pentru 36 de lei și mai ales ținând cont de felul în care miroase, cu siguranță cu siguranță da. Am trecut din nou. Deci când am ajuns la acest parfum, v-am spus că în deschidere mă duce cu gândul la uleiul de la oud Arabi inspirat din Tom Ford Smoke, cherry, cherry, smoke, da? Vi las din nou undeva pe aici, ca mai apoi să mă duc în zona lui Cahila Lax. În momentul de față, nu mai sunt în zona lui Cahila și revin către uh, Tom Ford, dar ceva mix între um, Last Cherry și Cherry Smoke. Da? Este ca și cum mai face layering cu aceste două parfumuri în momentul de față. Dar da, acesta da, acesta este cu siguranță preferatul meu. Și da, în continuare mențin părerea că nu mi-ar strica încă două miniaturi de genul. Este o aromă total, total unisex, doar dacă, domnilor, nu vă feriți sfiți de nota de cireșe. Da, cireș negru șofran. Șofranul nu pot să spun, bine, de la primul nas nu am putut spune că va, era acolo mai zbit, mi-a dat un pumn în față sau așa mai departe. Este în limitele legii. Dar, clar, ceasul, vi-l mai arăt odată, este ceea ce trebuie pentru mine. Revenim la motor. Oh. Uh, motorul, cât erai tu? 1910. Uh, ar putea fi cu succes un parfum semnătură pentru mulți domni. Pentru că în momentul de față este 100% masculin. Dar tot acolo sunt. Da. Sunt într un layering dintre 70% One Million de la Paco Rabanne și 30% Carlisle de la Fragrance World. Dacă, dacă procentajul ar fi fost invers, pentru că eu ador uh, Carlisle de la Fragrance World, da, pentru mine este o să vorbim despre el cu siguranță într-un alt videoclip. Pentru mine, acest parfum este acel Red Tobacco, ușor mai feminin, dacă are sens, da? Iar eu sunt iubitoare de Red Tobacco de la Mansera, sunt iubitoare de toate clonele de Red Tobacco și, în general, ador parfumurile cu tutun parfumuri care pentru multe doamne sunt mult prea mult. Eu nu. Mie îmi plac să vină toate la mine, că eu le duc, nu e nicio problemă. Dar la motorul 1910, tot îmi vine să spun Dacia 1310, la motorul 1910, dacă ar fi fost un 70% Carlis și 30% One Million de la Paco Rabane ar fi fost un big love pentru mine. Însă, nasul meu percepe mult mai mult din 1 milion de la Paco Rabane, cum vreți voi. Așadar, domnilor, dacă sunteți iubitori ai lui 1 Million de la Paco Rabane, s-ar putea să vă placă și acest motoraș de la Latafa. Bun. Cam atât pentru videoclipul de astăzi, cred că este cel mai anapoda videoclip din tot ce am filmat eu în ultimul timp. Însă, dacă ați reușit să mă suportați până la final, țin să vă mulțumesc din suflet. Încă o dată, nu uitați, ajungem la 1010 urmăritori, facem primul giveaway de pe acest canal. Abonați-vă în continuare, lăsați-mi gândurile dumneavoastră în comentarii. Și la fel, dacă aveți și dumneavoastră, hai să mă chinui totuși să iau cutiile, că sunt mult mai aspectoase decât sticluțele. Dacă aveți ceva de la, hai că asta am luat-o foarte bine, e foarte vizibilă. Dacă aveți ceva de la Latafa, ori tot așa, mini, ori varianta full size și mai ales, mai ales dacă aveți mașinuța, Lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Cum le percepeți? Ce vă place, ce nu vă place? La fel, dacă aveți motorul, varianta full size sau mini. Spuneți-mi dacă o percepeți la fel. Și până data viitoare, vă îmbrățișez din suflet. Vă doresc zile minunate, mult mai liniștite decât aceasta în care filmez eu astăzi și neapărat Pline cu parfum. V-am pupat! Zumane, n